Bun. Îți mulțumim, Părinte Bun, care locuiești în ceruri, pentru această ocazie pe care o avem de a ne întâlni cu Tine și de a studia din cuvântul Tău. Te rugăm să fii prezent în mijlocul nostru, să ne binecuvântezi, să ne ajuți să punem la suflet cuvintele care vor fi spuse și te rog să binecuvântești pe cel care va conduce, să ca toți cei care prin intermediul acestei ocazii să poată să audă, să înțeleagă bine mesajul tău. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim pentru toate, pentru toate acestea. Amin. 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 Pacea Domnului vă spun și eu și vă mulțumesc că sunteți prezenți la o nouă, un nou studiu. Noi am studiat până acum, începând de la Ioan, 1 Ioan și, de fapt, capitolul 1 până la capitolul 10 și astăzi suntem la capitolul 10. Vreau ca să începem direct, că este mult de studiat și mult de discutat și dacă prima persoană vrea să citească, aș dori doar primele două versete, dacă este posibil, și după aceea vom merge în continuare. Da. Sora Irina. Adevărat, adevărat vă spun, cel care nu intră pe ușă în staulul oilor, ci se cațără pe altă parte, acela este hoț și tâlhar, dar cel care intră pe ușă este păstorul oilor. Da, mulțumesc. Deci vedem aici că Domnul Hristos începe să vorbească după ce a avut acea divergență în capitolul 9. El începe și spune adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe ușă în staul oilor și se cațără pe altă parte, acela este un hoș și un tâlhar. Vedem clar că, după cum se spune aici în acest verset, se pare că înainte erau alții care au încercat cumva să ajungă cumva sus, să ajungă la Dumnezeu pe alte părți, pe altă ușă și nu au reușit. Dar totuși se spune că cel care intră pe ușă este păstorul oilor. La cine făcea referire Domnul Hristos aici? Fratele Ștefan a ridicat mâna. Tocmai am și eu această dilemă. Știm foarte bine că Mântuitorul este ușa și este unica cale de acces la Dumnezeu, dar totuși cine e, deci El este ușa și tot El este și păstorul, pentru că spune cine intră pe ușă este păstorul oilor. Și eu am această dilemă cu cine este păstorul oilor. Da, este o întrebare bună. Eu personal nu cred că ca acest verset al doilea, când spune păstorul oilor, nu cred că se referă la Domnul Hristos. Da, El este păstorul cel bun, mai târziu, dar în contextul acesta cred că se referă la altceva. Dar haideți să vedem și alte păreri. După aceea spun ce cred eu. Și aș vrea să spun și eu, fratelui Ștefan, dacă poate să intre și să iasă, că s-a auzit foarte încet. Da, deci cine poate să ne ajute la întrebarea lui Ștefan? Dacă avem un răspuns sau ce crede, ce părere sunt? Cum vedem lucrurile acestea? Nu e nimeni să ridice mâna, cel puțin nu pot eu. Ceva, sora Valeria? Da. Faptul că este posibil ca Domnul Iisus să fie și păstor și ușa, mă face să mă gândesc la faptul că Domnul Iisus este jertfă și este și preot. Atât am avut de spus.
mulțumim. Bine, aș spune și eu ce vreau să spun mai devreme. E foarte important contextul în care Domnul Hristos spune aceste cuvinte și acest capitol este legat cu capitolul 9. Acolo avem o problemă între sau o discuție între Domnul Hristos și conducătorii poporului de atunci, adică putem spune bisericii. Staul despre care Domnul Hristos vorbește în primul verset este biserica, spune și Spiritul Profetic clar. Deci staul unde oile sunt adunate este biserica. Conducătorii poporului, am văzut în capitolul 9 că lor nu le pasă de oile. Nu doar în capitolul 9, vedem și în alte capitole că scopul lor a fost să controleze și să profiteze de la oile. Domnul Hristos a vindecat pe cel bolnav. El și-a arătat o grijă pentru oile. El, când erau flămânzi, 5.000 de oameni, el i-a dat mâncare. Exact cum face un pastor, nu? Și în acest context, Domnul Hristos spune că în biserica lui sau în staul se poate intra doar printr-o singură ușă. Cei care intră prin ușa respectivă sunt oile. Dar sunt și alții care se cațără pe alta parte și aceștia nu sunt oi. Ei sunt în staul. Ei sunt în biserică. Ellen White are un citat în care spune că sunt mulți care numele lor este în registrul bisericii, dar ei nu fac parte din poporul lui. Exact aceștia care se cațără pe alta parte. Sunt hoții și tâlharii. În altă parte, Pavel îi numește lupii în piele de oaie. În acest context, el spune așa, dar cel care intră pe ușa este pastorul oilor. Da, Domnul Hristos este pastorul, pastorul cel bun. Dar, de asemenea, în biserica lui, el a rânduit conducătorii, a rânduit organizare, nu? Avem pastorii, avem prezbiterii, avem diaconii, avem slujbașii. Conducătorii din Israel, ei pretindeau că sunt pastori adevărați. Dar exemplul din capitolul 9 ne arată că ei sunt pastori falși. Ei nu au intrat pe ușă. De aceea cred că în versetul 2, Domnul Hristos se referă la adevărați pastorii, puși de Domnul Hristos să păstorească turma lui. Și un pastor adevărat este doar cel care a intrat prin ușă, adică prin Iisus Hristos, un om convertit cu adevărat. Ceilalți pe Domnul Hristos nu îi recunoaște ca pastorii lui. Asta este răspunsul meu. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt și alte mâini ridicate, eu nu pot să le văd. Doar puțin. Da, avem o mână ridicată, dar aș vrea înainte de asta doar să citesc un citat. Mă scuzați. Este un citat din cartea Wagoner despre Evanghelia lui Ioan. Spune așa. Fiind pentru totdeauna turma lui Hristos, odată ce avem viața sa în noi, suntem totodată pastorii altora, pentru ca și ei, la rândul lor, să poată intra pe ușă. Cine intră pe ușă este pastorul oilor. Această răspundere îi revine oricărui suflet. Într-un sens, toți suntem pastorii, spune Wagner. Deci, fiecare care a intrat prin ușa aceasta are datorie să aducă și pe alții în acest staul, în această biserică. Ori ne adunăm în jurul lui Hristos, ori ne risipim. Suntem fie pastorii adevărați, fie pastorii mincinoși. Deci putem aplica și, cum spune Wagner, la toți membrii bisericii, într-un sens, sunt pastorii, dar și, cum am spus eu, se referă la cei care sunt puși în lucrare, ca slujba și ca pastorii să pastorească turma în numele Domnului Hristos. Da, sora Gina.
Da, eu am citit din comentariul biblic și spune că Domnul Hristos aici se referă chiar la fariseii care se pretindeau, așa cum a spus și noastră, că sunt conducători și ei luau cheia cunoștinței și prin falsa lor interpretare a Scripturilor împiedicau pe oameni să recunoască și să primească lumina. Hoții și tâlharii sunt aceia care oferă oamenilor oricare alt mijloc de mântuire decât acela care fusese prevăzut prin Iisus Hristos. Lumea va continua să aibă alt Mesia mincinoși. Ei nu intră pe ușă. Iisus Hristos, pretențiile lor sunt mincinoase și combinațiile lor grijă vor săvârși în dezastru. Atât am vrut să spun. Da. Eu aș pune întrebare referitor la acești oameni care sunt hoți și tălhari. Cum să îi recunoaștem? Pentru că când spunem biserica sau staul, ne referim și la grupurile noastre, nu? Sigur că nu putem crede că toți care colaborează cu noi, cu care ne cunoaștem, intră prin ușa. Este foarte posibil să avem și noi hoții și tălhari. Cum să-i recunoaștem? Fratele Gigi are mâna ridicată. Da. E o preocupare chestiunea asta, pentru că în toată lumea, să zicem, creștină, toți vorbesc despre Iisus în jos, Iisus în sus, Iisus, Iisus, și ar trebui să zicem, uite, toți vorbesc bine. Și cu toate astea, nu e atât de simplu. Cum să ne dăm seama? Chestiunea e că poarta Hristos e decât într-o singură modalitate. Adică când se vorbește despre poartă, despre Hristos, că să intrăm prin Hristos, acela care e născut din Tatăl, acela care ne-a răscumpărat, acela care știm, în momentul în care se vine cu o altă evanghelie, poate avea referire la Domnul Hristos, poate aminti numele, dar n-are nici înclin, nici în mânecă cu lucrarea care a săvârșit-o sau cu faptul că el e din Tatăl sau ceva de genul. Ar trebui să ne dea de gândit. Altcineva? Da, nu mai este nimeni, toate dorim, pot să continui. Da, deci cine urmează la citit, aș dori să citească de la versetul 3 până la 6. Sora Alina a ridicat mâna acum. Da, îmi pare rău, până am ajuns la telefon. Eu cred că, pentru că fratele Dean a pus întrebarea între noi cei care credem adevărul conform Bibliei. Adică chiar credem că Domnul Iisus Hristos este Fiul născut al Tatălui. Eu așa am înțeles, frate Dean, că ați întrebat. Da, da, m-am referit și la noi care suntem grupuri de non-trinitarieni, să zicem, chiar sau chiar în biserică. Deci cum poate cineva să, sau cum putem noi să recunoaștem cine este un host și tălcar? Ne este dat această responsabilitate să cercetăm, să vedem, sau trebuie să lăsăm ca Domnul Hristos să judece fi pe fiecare și să pronunțe hotărârea Lui, cine este hoț, cine este oaie. Domnul Hristos zice că noi vom cunoaște lucrul acesta și zice după roadele lor îi veți cunoaște, dar judecata nu ne aparține nouă. E foarte posibil ca oamenii să nu aibă în momentul de față roade vrednice de mărturisirea lor de credință și să știe mult, dar să nu împlinească. Dar nu este dreptul nostru să spunem ce se va întâmpla cu persoana aceea. Din contră, este datoria noastră, dacă știm ceva despre un frate sau despre o soră, să ne rugăm.
și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Domnul Hristos. Deci judecata nu ne aparține, dar nu putem să fim orbi la roade. Că Domnul Hristos zice, îi veți cunoaște. Da. Atât. Da, dar pe de altă parte spune să nu încercăm să smulgem neghină, pentru că smulgând neghină este posibil să smulgem și grâu. Păi am precizat că nu este, dacă noi ne rugăm, nu smulgem neghină. Ok. Eu am precizat că datoria noastră este să ne rugăm și dacă avem și un îndemn de la Dumnezeu, dar nu să o faci public, dar dacă Dumnezeu te îndeamnă să mergi către un frate sau o soră și Dumnezeu îți descopere că trebuie să stai de vorbă cu el, fă-o în numele Domnului cu toată iubirea, dar zice sora White, dacă ești în stare să mori pentru omul acela. Vă dau un exemplu. Da, spune, credeam că ai terminat. Așa, mi-e teamă, de asta mai bine vorbesc cu Dumnezeu și îl rog ca el să vorbească cu omul respectiv. Și am văzut că lucrul ăsta dă roade de foarte multe ori. Iată un exemplu. Iuda. Era oaie sau era hoț? Era hoț. E clar că era hoț, da. Acum, Domnul Hristos știa cine este Iuda. Dar ceilalți 11 știau că este un hoț? Nu. Deci este foarte posibil, pentru că zice, Pavel zice că sunt lupii îmbrăcați în piele de oaie. Și ei, într-un timp, par chiar oi adevărate. Deci nu este așa simplu să noi să judecăm sau nu judecăm, să deosebim adevărata oaie și un hoț. Cum? Deci este un lucru foarte... dacă Dumnezeu ne descoperă în mod clar, cum a fost în timpul pionierilor, prin spiritul profetic, da, dar astfel e foarte dificil să judecăm. Da, un păcătos care nu se pocăiește și continuă să trăiască în neascultare, în nelegire și face tot timpul probleme, da. Dar în rest nu putem, fără descoperire clară din partea Domnului, să facem deosebire și să spunem acesta este oaie sau acela este un hoț. Asta văd eu. Pe unii putem să le descoperim, dar pe mulți nu. Uneori credem despre unii oameni că sunt oi, dar la sfârșit vom vedea că au fost hoții. Și invers, despre unii poate credem că sunt hoți, dar sfârșitul va arăta că de fapt erau oi. Aveau și ei luptele lor, aveau problemele lor, pentru care nu le-am judecat, dar inima lor a fost către Domnul și Domnul a dat biruință. Cam asta este ceea ce eu gândesc despre acest lucru. Da. Nu mai este altul. Ai zis, frate, da. Lorin, de unde până unde? De la versetul 3 aș ruga următoarea persoană să citească până la versetul 6, deci de la 3 până la 6. Așa, cine a fost... sora Remina și Daniel. Nu știu cine citește dintre ei doi. Remina. Ok. Otarul îi deschide și oile aud vocea lui, iar el își cheamă oile pe nume și le conduce afară. Și după ce scoate oile, merge înaintea lor și oile îl urmează, pentru că ele cunosc vocea lui. Și nu vor urma nici de cum un străin, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor. Iisus le-a spus această parabolă, dar ei nu au înțeles ce le vorbea el. Da, mulțumesc mult. E interesant aici de văzut la versetul 3, zice, portarul îi deschide și oile aud vocea lui, iar el își cheamă oile pe nume și le conduce unde? Afară. Cum vedem voi acest verset? Frate Ștefan, închide microfonul că s-au de gălăgie. Mulțumesc. Deci cum vedem noi, de unde își cheamă păstorul
De unde afară și la ce se referă? Cine poate să ne explice la ce să... cum să înțelegem acest lucru? El își cheamă oile pe nume și le conduce afară. Afară de unde? Cine... Poți să spun și eu ceva? Sigur că da. Da, după aceea sora Alina. Mai întâi Ovidiu, da. După sora Alina. Normal, oile nu stau în staul, nu găsesc hrana acolo. Ele trebuie scoase afară, undeva pe pajde, ca să găsească mâncare și să poată fi hrănite. Stând în staul, ele sunt flămânde. De aceea spune să le scoate afară. Mulțumesc. Altă părere? Da, sora Alina. Da, mă gândeam, având în vedere și ceea ce s-a citit mai devreme, că se făcea o aplicație cu apostazia, pot să zic, a poporului Israel, era o chemare de a ieși afară din toate învățăturile și tot ceea ce constituia la momentul de față, acel moment, Biserica lui Dumnezeu, adică unde ajunsese ea. Și lucrul acesta s-a întâmplat, pentru că ucenicii au format o nouă biserică. Deci, și istoria, dacă nu luăm aminte și nu vrem să vedem, așa s-a întâmplat de fiecare dată. Când Dumnezeu nu poate să meargă înainte cu cei ce declară a fi poporului, a fi cei care îl ascultă și îl urmează, trebuie chemați afară. Din învățătura greșită, din ceea ce au schimbat cuvântul lui Dumnezeu. Bun, eu aș spune da, acest verset poate fi înțeles și în sensul timpului în care Domnul Hristos trăia, pentru că El într-adevăr a deschis ușa pentru oile lui din Israel, care după moartea lui și învierea lui au ieșit afară, nu? Din biserica care a fost în Vechiul Testament, care a apostaziat, Domnul Hristos a scos oile sale și a format biserica creștină. Da, se poate aplica la acest lucru, dar de asemenea, cum a zis și Ovidiu, aplicarea poate să fie și la faptul că oile fiecare zi trebuie scoase la, să mănânce, nu? La pașune. Adevăratul păstor îi deschide, zice aici, oile aud vocea lui, adică recunosc vocea lui, îl cheamă pe nume, îi cunoaște pe toți pe nume și le conduce afară. Și spune așa, după ce îl scoate oile, merge înaintea lor și oile îl urmează, pentru că ele cunosc vocea lui. Adică adevăratul pastor, adevăratul slujitor, să zicem așa, al poporului, de fapt citesc un citat tot de Wagner scris, zice așa, adevăratul pastor nu însărcinează pe alții cu partea dificilă sau neplăcută a lucrărilor. El merge înaintea lor. Hristos nu este pentru ei doar un cod de legi, ci o viață. În măsura în care oamenii pot fi față de seminii lor ceea ce este Hristos pentru ei, credincioșii săi trebuie să reprezinte față de cei cărora le slujesc nu doar niște cuvinte de învățătură, ci o pildă vie. Adevăratul pastor trăiește față de turma sa însăși adevărurile pe care le propovăduiește. El este cel de întâi în fiecare cuvânt sau faptă bună. El nu predică doar prin vorbe, așteptându-se dar din partea celorlalți să dea viața spuselor sale, ci predică mai cu seama prin ceea ce înfăptuiește el însuși. Deci adevăratul păstor despre care vorbește Domnul Hristos aici este un om care nu doar vorbește, ci este... conduce, de fapt, toate acțiunile pe bisericii. Dacă este vorba despre o lucrare misionară, el nu dă instrucțiuni, tu te duci acolo, tu te duci acolo și el stă acasă pe scaun. Nu, el se duce în față. Dacă este lucrare, de exemplu,
nu știu, de construcție ceva pentru biserică. Adevăratul pastor ia sapă, ia lopata și lucrează cu ei. Dau un exemplu. Deci asta este ceea ce Domnul Hristos spune. Adevăratul pastor nu este doar cel care știe teologie, adică cunoaște învățătura și predică, ci este unul care în practică conduce oile și este un exemplu pentru toate oile. Atât. Dacă mai sunt și alte păreri, alte comentarii. Sora Alina. Da, de asta aminteam mai devreme că este foarte important și că după roadele lor nu degeaba spune Domnul Iisus Hristos. De aceea să fim cu băgare de seamă, fiecare la viața noastră. Cum trăim în familia noastră, cum ne raportăm la semeni, cum lucrăm pentru Domnul. Pentru că, într-adevăr, ne întâlnim aici, e frumos, studiem, dar dacă lucrurile astea nu vor fi parte vie și nu vom fi mărturii vii acolo unde suntem, cerul știe și ceilalți știu. Suntem o priveliște pentru oameni, lume și îngeri. Și, într-adevăr, nu suntem chemați să ne judecăm unii pe alții, dar am promis și spunem că mergem în legământ cu Domnul să-L reprezentăm. Să ne ajute Domnul să o facem exact cum a citit fratele Dean mai devreme, citat anterior. O viață trăită. Da. Fratele Gigi? E interesant că oile nu iasă singure. Ele cunosc vocea păstorului și iasă doar după păstor. Asta mie îmi spune că între oi și păstor există o relație foarte strânsă în care oile au încredere în păstor. Se bazează pe el, că atunci când le scoate, le scoate să le hrănească sau unde le duce, le duce bine. Deci e o relație de părtășie, o încredere foarte puternică. Da, de exemplu, aș vrea să spun, de multe ori conducătorii se plâng că membrii bisericii le vorbesc de rău, nu le ascultă, vorbesc despre ei lucruri rele, se ceartă uneori și de multe ori se plâng pentru că cred că membrii nu sunt buni. Ar trebui și pastorii sau conducătorii să întrebe, nu cumva prin atitudinea lor de șefie, știi, că de multe ori pastorii se fac niște șefi care oile, adică membrii trebuie doar să execute instrucțiunile lor. Este foarte posibil și chiar așa este, de multe ori conducerea bisericii este vinovată pentru starea în biserică, faptul că membrii bisericii nu au încredere în ei. Dacă pastorii care lucrează sunt așa cum Domnul Hristos le descrie aici, atunci membrii vor avea încredere în ei. Și sigur că nu le vor vorbi de rău, ba chiar le vor susține și vor ajuta. Oile se vor angaja în lucrare pentru că știu că au pastorii buni care sunt în fața lor. Sunt conducătorii, lideri adevărați, nu șefi. Da? Deci asta este foarte important, relația aceasta între pastorii și membrii. Dacă pastorii sunt ok, cu adevărat au intrat prin ușa adevărată, membrii adevărați, oile adevărate vor recunoaște acest lucru. Și atunci nu va fi aceasta, cum să zicem, discordie între pastorii și membrii. Da, aș mai vrea să adaug și eu ceva la ceea ce ai spus. Într-adevăr, dacă un păstor sau un lider este bun, așa cum s-a menționat, după roadele lui îi vei cunoaște. Vei vedea că oamenii de drag vin să asculte mesajul, de drag vin ca să
mai spus să-l ajute în lucrare și să-l sprijine. Vedem zile, din păcate, în zilele noastre e multă dezbinare în biserici, e, de multe ori e, la ora de rugăciune poate sunt doi sau trei, am trecut printr asta personal, ca să nu mai zic vineri seara biserica mea mult goală și după sâmbătă după masă la fel. Dar uitați-vă la o diferență când vine cineva, un vorbitor, și s-a întâmplat de multe ori, care, să zicem, e recunoscut și vorbește cu putere și vorbește cu, cum să zic eu, pe sufletul, după sufletul oamenilor și din Scriptură, bineînțeles, nu numai alții care menționai de acel pastor care face teatru și așa mai departe. Deci nu vorbim, vorbim de oameni sinceri care... Vedeți cum biserica se umple și toată lumea vine să asculte și să, exact cum se întâmpla când era și Domnul Iisus. Lumea îl căuta, îl se ducea după ei pentru că acolo era hrană. În cuvântul Domnului era hrană și toată lumea umbla după această hrană. Vorbea diferit. De aceea este important ca nu numai păstorii, dar și oile trebuie să aibă această atitudine. Deci nu numai păstorul trebuie să fie, dar și oile trebuie să asculte de păstor și să cunoască și să înțeleagă, să distingă acea voce de alte voci. Da. Dacă nu mai sunt mâini... Sunt de acord că și oile trebuie să fie... Și oile trebuie să intre prin ușă, nu doar păstorii. Și să discearnă vocea. Da. Vreau să dau doar un exemplu din Biblie. Nu mă amintesc exact în ce capitol era, în cartea lui Neemia. Atunci când Neemia a venit în Ierusalim, a văzut multe probleme. Nu era hrană în casa Domnului, adică oamenii nu aduceau zecime. Și Neemia nu a acuzat pe membrii, adică nu sunteți credincioși, de ce nu dați zecime? Și a luat și a cercetat lucrurile și a descoperit multe greșeli în modul cum conducătorii făceau lucrarea. Era acolo, de câte îmi amintesc, un păgân care era în casa Domnului, Tobia sau cum se numea, dacă nu mă înșel, așa a fost numele lui, poate vă amintiți voi. Și poporul, văzând nelegiuirea care se făcea în casa Domnului, își retrăgeau zecimile lor, nu le dădeau acolo. Neemia a făcut o reformă, am făcut multe schimbări și a pus lucrurile după cuvântul Domnului. Și Biblia spune că membrii, adică poporul, a început să aducă zeciuile lor în casa Domnului. Bine. Deci asta este, știți că asta, există probleme, de ce membrii nu dau zecime? Sau alte, nu ne pare zecime. Membrii sunt de multe ori dezamăgiți de modul cum se face lucrarea. Se aud tot felul de vești că banii din zecime se folosesc pentru anumite scopuri care nu sunt conform cu Scriptura. Și atunci este de înțeles că majoritatea membrilor care doresc, deci care n-au nimic împotriva zeciuierii, nu vorbim despre o mică parte care nici nu mai cred în zecime. Vorbim despre majoritatea care cred în sistemul zecimii, dar văzând că lucrurile nu se fac așa cum trebuie, ei își retrag zecimea și nu dau, sau dau în altă parte. Sau dau unii direct la niște lucrători care lucrează. Deci totdeauna trebuie să avem aceasta în vedere. Niciodată nu trebuie să judecăm din prima, cum Neemia nu a judecat pe poporul, ci mai întâi a cercetat lucrurile și a înțeles unde este problema. Și a făcut reforma și lucrurile s-au revenit. Așa și în timpul nostru. Atunci când cercetăm unde sunt problemele, dacă și printre noi sunt probleme, ar trebui să cercetăm să vedem unde este problema și când Dumnezeu ne va descoperi problema unde este, trebuie să facem o schimbare, o reformă, exact acolo unde este problema. Și după aceea, cu siguranță, va fi armonie, va fi unitate. Uite, și printre noi nu este unitate. Avem diferență, avem tot felul de lucruri. Cu siguranță, unitate, acolo unde nu este unitate, este o problemă.
Dacă cercetăm și toți dorim să rezolvăm problema, atunci Dumnezeu ne va ajuta. Da, atât. Total de acord, frate Dean. Vom merge mai departe, dacă nu mai sunt comentarii, și aș dori, dacă este posibil, să citească următoarea persoană de la versetul 7. Aș fi vrut să mergem până la versetul 11, dar cred că e bine de mers până... Haideți până la versetul 11 deocamdată. Sora Gina. Atunci Iisus le-a spus din nou, adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi salvat și va intra și va ieși și va găsi pășune. Oțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Mulțumim. Observăm aici că Domnul Hristos vorbește pe față și le spune, eu sunt ușa oilor. Deci el le spune direct, eu sunt ușa oilor. Și imediat le spune că toți cei care au venit înainte de mine, toți cei ce au venit sunt niște hoți și tâlhari. Dar oile nu îi ascultă, nu i-au ascultat. Totuși, dacă facem o paralelă la ceea ce se spune aici, cumva oile au ascultat de cei care au venit, dar au ascultat de frică. Și la ce mă refer aici? Avem atâtea exemple, chiar și exemplul cu cel orb. Ce au spus părinții lui? Au venit de frică și s-au făcut și că nu știe cum i s-a deschis ochii, nu cunoștea. De ce oare? De ce ei mergeau la sinagogă de frică? Ei mergeau, dar el era frică să facă altceva pentru că știau că sunt cumva pedepsiți, dați afară dacă cumva își permiteau să vorbească împotriva acestor păstori falși. De aceea Domnul Hristos aici menționează toți înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Și oile nu i-au cunoscut, nu i-au ascultat. Cum vedeți astăzi din ceea ce am citit, cum putem să înțelegem mai profund ce vrea Domnul Hristos să ne arate și ceea ce vrea să descopere atât celor dinaintea lui, care îi ascultau, dar cât și, să spunem așa, în paranteză, voilor care erau prezente și ascultau. Deci aici, citind aceste versete, mi-a venit în minte o idee. Contextul este foarte important. Când Domnul Hristos vorbește despre ușa, eu sunt ușa oilor, ușa este o cale sau ușa de salvare. Versetul 9 spune clar, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi salvat, va fi mântuit. Adică, prin această comparație cu ușa, Domnul Hristos iarăși se descoperă ca Mesia, pentru că doar Mesia poate mântui. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Putem aplica de asemenea la mesii falși. Știm că și Baraba a fost un mesia fals, spune Ellen White. Înainte de Hristos au fost alții care pretindeau că ei sunt Hristos. Deci putem face aplicația la aceasta, la Mesia, și Domnul Hristos spune clar, eu sunt adevăratul Mesia, eu sunt adevărata ușa oilor. Toți cei care au venit înainte de mine, pretindând că ei sunt Hristosul sau Mesia, sunt hoți și tâlhari. Oile nu i-au ascultat. Știm că oile adevărate nu vor fi înșelate. Chiar și astăzi. Sunt oamenii care pretind că au lumină de la Domnul.
Oile adevărate vor auzi vocea Domnului și nu vor fi înșelate, nu vor asculta de învățăturile false. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi salvat. Este singura ușa prin care poate omul să fie mântuit. Este singurul nume, cum spune acolo Biblia, prin care omul poate să fie mântuit. Cel care intră prin Isus și va ieși afară și va găsi pașiune, adică hrana spirituală bună. Da? În timp ce hoții vin decât a fura, pentru a fura și a ucide și a nemicii. Noi am citit, sau când am studiat despre Ezechiel 3:7, m-a întrebat atunci cine a ucis pe acei oameni care era în acea vale cu oase uscate. Și am citit acolo în Ezechiel 34, în care spune că conducătorii ucid. Exact ce făceau și conducătorii în timpul Domnului Hristos. Felul cum s-au comportat cu omul orb. În loc să se bucure, dacă erau adevărați pastorii, s-ar fi bucurat pentru că un membru este vindecat. Pentru că o oaie care a fost bolnavă, era oarbă, a fost vindecată. În loc să se bucure, ei l-au dat afară. Prin aceasta au dovedit că ei, de fapt, trăiesc doar pentru profitul lor personal, pentru a ucide și a nemici. Domnul Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă viață din abundență. Da. Atât. Da, mulțumim. Dacă mai sunt și alte comentarii. Nu mai. Da. Eu aș avea o întrebare. Puneți. Mă gândesc la israeliții care nu cred în Domnul Hristos. Ei nu vor fi mântuiți. Ce părere aveți? Care nu cred astăzi? Da. Că sunt mulți care nu cred în Israel, nu? Sigur că nu pot să fie mântuiți. Deci haideți să spunem așa clar, decât dacă cineva nu a avut lumină, chiar ieri am citit un citat, ora va spune, Dumnezeu va judeca pe fiecare om după lumina pe care i-a fost dată. Dacă un om are lumină, cunoaște despre Hristos, mai ales evrei, știu foarte bine religia lor, majoritatea, nu toți, și cunosc faptul că Iisus Hristos, cel în care cred creștinii, este ai lor, că a fost răstignit, ei cunosc aceste lucruri. Deci nu putem spune că nu au lumină. Dacă ei nu acceptă pe Domnul Hristos ca mântuitor, nu pot să fie mântuiți, clar. Chiar dacă au pe Moise, au Vechiul Testament, cred că păzesc legea lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu poate fi un om mântuit care respinge pe Hristos. Asta e răspunsul meu. Mulțumesc. Nimeni nu vine, spune Scriptura, nimeni nu poate să vină la Dumnezeu decât prin Fiul. Deci este clar că cine nu-L cunoaște pe Fiul, nu cunoaște nici pe Tatăl, așa m-a avut. Și Domnul Hristos a mai menționat asta și în vechime, în vremea lor, când a spus, voi nu cunoaște nici Scripturile și nici puterea. Bine, e un alt context aici, dar ei nu cunoșteau pe Cel care era trimis. Da, dacă nu mai sunt comentarii, aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să citim de la versetul 12 până la 14, pentru că după aceea vom intra într-o altă discuție, unde am vrea să stăm mai mult. Încă ceva. Deci se poate aplica și astăzi la cei care sunt trinitarieni și nu cred în Fiul lui Dumnezeu? Că este născut din Tatăl și... Da, este o întrebare bună. Ok, dacă cineva crede că poate răspunde. Redmi Note 9, cine este? Frate Florin sau? Nu, sunt eu, Roxana. Ah, sora Roxana, ești tu. Da, eu, părerea mea este că te închin unui alt Dumnezeu. Dacă rămâi cu Trinitatea până la sfârșit, dacă nu te pocăiești toată viața ta, deși auzi că precis auzi, Dumnezeu nu te lasă fără să nu-ți dea lumină, dar refuz lumina,
n-ai cum, pentru că al treilea din Trinitate e Satana, nu există o a treia persoană. Deci el a vrut tot timpul să-și pună tronul, să se așeze pe tronul lui Dumnezeu. Deci trinitarienii, chiar dacă sunt simpatici, chiar dacă sunt drăguți, dacă nu-L acceptă pe Hristos, pe adevăratul Hristos, care e în Biblie, nu pe un falsul Hristos, n-au nicio șansă. Da, trebuie să intervin un pic, sora Roxana. Nu știu cum, pentru că sunt o groază de oameni sinceri, care ei cred în Trinitate și o cred din suflet, în sensul că nu o cred într-un sens în care ei să... Nu, frate, sunt anumite persoane care, cu toate că au studiu, cu toate că au studiat sau așa, ei refuză. Noi vorbim de persoanele sincere care cred lucrurile acestea. Părerea mea este că, personală, Domnul până la urmă va face pentru sufletul cel sincer, care va vrea să înțeleagă și va studia și va avea pe inimă ca să înțeleagă acest adevăr, ca și noi toți care am devenit non-trinitarieni, eram poate că înrăiți, cu eu unul vorbesc pentru mine personal, eram un trinitariar înrăit, cu toate că nu știu dacă aveam chiar prea multă cunoștință asupra acestui lucru, însă pentru faptul că am fost crescut, aici cred că este cea mai mare greșeală. Deci nu știu dacă chiar toți sunt în felul ăsta, nu vreau să le țin parte. Dar, nu, dar eu am spus asta, dar deci dacă ei sunt sinceri și la sfârșit îl găsesc pe Hristos biblic, pentru că o să vină multe lucruri urâte peste lume în care o să fie încercați, atunci eu cred că sunt salvați, clar. Dar dacă refuză la sfârșit, n-au șanse. Da, sora Roxana, eu mă refer la bunicii mei. N-am avut șansa să discut cu ei, au trecut, nu cunoșteam adevărul care îl cunosc în ziua de astăzi, nu aveam cunoștințele care îl cunosc, dar ei au închis ochii în Trinitate. Totuși ei au crezut sincer într-un Dumnezeu, într-un Tată, într-un Duh Sfânt, într-un Fiu. Și în ziua de astăzi se menționează că noi credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că sunt printre adventiști care chiar cred literal că este Fiul lui Dumnezeu. Dar este o diferență. Ei cred că este din veșnicie. Adică în sensul că este odată cu Tatăl. Nu știu dacă înțeleg lucrul și dacă au citit din Spiritul Profetic, dar asta este înțelegerea lor și sinceră. Și vă pot da, nu este timp acum, nu ne îndepărtăm de la subiect, dar vă dau pastor care este trinitarian, cu toate că este trinitarian, el spune clar, Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, literal, literal. Și cu toate acestea, el crede în Trinitate, că sunt trei persoane care sunt coegale, coeterne și așa mai departe. Deci la asta mă refeream când spuneam de sinceritate. Este o confuzie, iar Domnul, dacă va deschide în momentul acela inimile și un om sincer care va căuta adevărul, sunt sigur că Dumnezeu va descoperi. Dar lucrul acesta este o discuție mult mai amplă și, mă rog, este un alt subiect. Da, de să mergem mai departe. Am ridicat eu mâna. Spune. Mai devreme am spus că... Deci nu eu spun, ci Spiritul Profetic spune că Dumnezeu va judeca pe fiecare om după lumina pe care a avut-o. Nu noi putem determina câtă lumină a primit un om și câtă lumină a respins un om. Eu sunt convins că există astăzi frați care cred în Trinitate, dar nu i s-a dat lumină mai mare. Și chiar dacă poate unii non-trinitarieni au vorbit cu ei, știu că unii non-trinitarieni prezintă lucruri atât de distorsionat, încât mai multă confuzie aruncă decât adevăr. De exemplu, când vine un om printre ei și spune că o grămadă de citate din Spiritul Profetic sunt falsificate, atunci frații aceștia nici nu vor să audă mai mult de domnul printre ei. Asta este un lucru. Alt lucru. În trecut, când acest adevăr nu era atât de cunoscut, au fost oamenii care au trăit după credința pe care au cunoscut-o. Nu i s-a dat mai mare lumină. Deci doar Dumnezeu poate judeca un om și doar Dumnezeu știe câtă lumină a primit un om. Dacă Dumnezeu a dat lumină și omul acesta, în cazul acesta adventist,
a respins lumina, categoric nu poate fi mântuit. Dar dacă nu i s-a dat lumina mai mare și el a trăit conform luminii pe care a avut-o, chiar dacă a crezut în Trinitate, în mod sincer, nu i s-a dat mai mult, atât Dumnezeu cer de la el. Omul acesta poate să fie mântuit. Atât. Da, aș dori să mergem mai departe cât timpul e înaintat. Și așa cum am menționat, deci am rămas la unde? La versetul 12. Are sora Alina mâna ridicată acum. Vreau să intervin, că am crezut că nu vedeți. Vreau să spun că sunt de acord cu tot ce s-a spus. Că Dumnezeu, în funcție de lumina pe care ne-a dat-o, ne va judeca în funcție de lumina pe care am respins-o. Și mai cred un lucru. Că la fel cum înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, legea lui Dumnezeu, și știm că în legea lui Dumnezeu există această problemă a închinării a adevăratului Dumnezeu, va fi un punct unde oamenii vor trebui să aleagă cui se închină, deci lucrul ăsta aparține și soliei finale. Deci chiar dacă până aici, la fel cum din toate denominațiunile, nu numai dintre adventiști, cei care s-au închinat la ceea ce au cunoscut, adică atât acum s-a vorbit despre lumină, da? Dar eu cred că înainte, adică cred că Marea Strigare va avea în vedere și acest lucru. Deci, solia cuprinde, avertizarea lumii cuprinde adevărata închinare. Și ca să aducem adevărata închinare, trebuie să cunoaștem cine este adevăratul Dumnezeu. Deci, cei care vor fi în viață și vor auzi acest lucru, vor trebui să se hotărască de care parte sunt. Atât am avut. Să mergem mai departe. La cine vrea să citească de la versetul 12 până la versetul 19. Sora Emilia, dacă ne aude. Deci de la versetul 12 până la 19. Dar cel angajat și care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul le apucă și și risipește oile. Cel angajat fuge pentru că este angajat și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe ale mele și sunt cunoscut de oile mele. Așa cum mă cunoaște Tatăl, tot așa îl cunosc și eu pe Tatăl și îmi voi da viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din acest staul și pe acestea trebuie să le aduc și ele vor auzi vocea mea și va fi un singur staul și un singur păstor. Din această cauză Tatăl mă iubește pentru că eu îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. De aceea, din cauza acestor cuvinte, din nou a fost dezvinare între iudei. Și mulți dintre ei au spus... Atât. Mulțumesc, până la 19. Frate Lorin, eu cred că ar fi bine să discutăm până la versetul 17. Da. Pentru că următoarele versete 17-18 sunt foarte importante și să rămânem pentru data viitoare, pentru că aproape am ajuns o oră de cât discutăm. Corect. Rămâne aceste versete pe care le-am citit, 12 până la 16. Este foarte important, aș vrea să comentez eu, pentru că nu văd nicio mână ridicată. De versetul 12. Dar cel angajat și care nu este pastor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul le apucă și risipește oile. Foarte important ce spune Domnul Iisus aici. Există oamenii din biserică. Și când spun biserică, nu mă refer doar la o organizație. Mă refer la toți, inclusiv la noi. Deci nu arătăm cu degetul către cineva. Și printre noi.
mișcarea aceasta în care suntem noi, și nu mă refer doar la România, mă refer la lumea întreagă, în toate țările, avem oamenii care sunt plătiți ca lucrători, ca pastori, dacă vreți. Dar ceea ce spune Domnul Iisus aici este că mulți oamenii care sunt plătiți nu sunt pastori, sunt doar oamenii angajați. Oamenii care lucrează pentru bani, pentru câștig. Oamenii aceștia, ei nu au grijă de turmă, nu au grijă de oile. Tot ce doresc este câștigul. Vede, ei văd lupul. Cine poate să fie un lup? Vă dau un exemplu. Cineva care vine cu o învățătură străină. Este un lup. Un angajat care nu este pastor, el vede, el cunoaște, recunoaște învățătura falsă, să spune, dar fraților, hai de lăsați acum, ce să... nu trebuie să discutăm acum teorie, lăsați să prezinte subiectul pe care îl are. Și lupul vine, prezintă subiectele lui eronate și unele oi sunt înșelate. Adică lupul a apucat oi și a mâncat oile. Vă dau un exemplu. Recent am ascultat o predică, nu vă spun pe nume nimic, în care un frate a ajuns la concluzie că acest virus în care avem de 2 ani discuție este icoana fiarei. Este o erezie, categoric. Și un frate al nostru care este într-un fel pastor, în loc să avertizeze, el recomandă predica respectivă. Îmi pare rău, dar nu este un pastor adevărat cel care recomandă eroare. Sunt și alte exemple. Eu dau un singur exemplu. Să înțelegem că pastorul adevărat, atunci când vede pericol, el ridică steagul adevărului clar și spune oilor, fraților, aveți grijă, învățătura aceasta este falsă. El nu lasă ca lupul să vină și să mănânce oile. Bine, dar acum intervine o întrebare, da. Și trebuie să fim destul de sinceri. Dacă, spre exemplu, să pune cineva și vine cu învățătură, spre exemplu, dacă m-aș duce cu învățătura care o am acum în biserică la mine, rog, poți să închizi microfonul sorei Emilia Călinc sau de gălăgie? De ea. Mulțumesc. Deci dacă m-aș duce în biserică sau unul dintre noi, să zicem că tu de ea te duci într-o biserică și vrei să prezinți acest subiect al sanctuarului sau a Trinității, crezi că acel păstor va sta cu mâinile în buzunar? Da. Deci e clar că și acolo unde este învățătura falsă, nu neapărat într-o biserică adventistă, putem vorbi despre alte biserici care noi știm cum le descrie. Vreau să spun așa, deci noi știm cum le descrie Scriptura. Oriunde. Da, ei vor acuza că noi, de exemplu, suntem lupi. Au dreptul acesta, dreptul lor să facă ce doresc. Noi știm din Scriptura, ieri am discutat adevărul despre Tatăl și despre Fiul, de exemplu, noi știm clar ce spune Scriptura. Fiecare are dreptul să judece cine este lup, cine este oaie. Nu este, nu trebuie noi să ne referăm la pastor acum, Adrian. Da, pastor. Dacă mergem într-o biserică unde se predică o altă evanghelie, o altă învățătură, sigur că nu ne se va da voie să vorbim. Pastorul acela va încerca să apere oile, crezând că, nu știu, apare adevărul. Deci asta am vrut să aud. Deci vedeți că și de multe ori tu ai zis că acum se vorbește și un frate spune ceva. Nu zic de la mine, am ascultat o predică a unui frate care nu dau numele, care el zice că este, nu mă duc mai departe, e foarte, foarte cunoscut
Iar faptul că cineva de sus trebuie să-i dea ceea ce trebuie să vorbească, deci nici ca pastor nu poți să vorbești ceea ce trebuie să vorbești și ceea ce vrei tu și ai în program. Pentru că toate astea sunt înainte, spunea dânsul, înainte ca să deschizi gura la amvon, trebuie să treacă acea predică undeva mai sus pentru a fi aprobată, dacă este potrivită pentru oi sau nu. Și se poate găsi acest lucru care l-am spus pe internet și așa mai departe, nu dau un nume. Deci eu vedem că... Da. Da, spune, spune, credeam că ai terminat. Spune, termină cu propoziția și după aceea... Da, deci sunt, vedem că chiar între păstori, sunt păstori, așa cum ne spune aici în Ioan, păstori buni, care apără oile, dar sunt păstori care nu sunt atât de buni și care totuși nici nu fug, dar nici nu apără oile. Deci le apără într-un sens, nu să zic eu, să le duc la pierzarea, spune eu, nu știu dacă e corect. Le dă o informație falsă, o hrană, cum spunea Ovidiu, le scoate ca să iasă pe pășune, să mănânce ceva, cu toate că le ține închise și le dă o mâncare care nu este adecvată. Atât am vrut să spun la asta, fratele Ovidiu. Vreau să spun în ideea aceasta de a merge undeva, contează și felul în care te duci și, să zicem, intri în acea biserică sau să vorbești. Știu pe timpuri, datorită faptului că înainte era o mai mare deschidere, se putea vorbi, era vorbitorul lăsat să vorbească și la sfârșit poate își dădeau părerea. Dar astăzi, din ce am văzut că e prezent în bisericile adventiste, nu mai are nimeni dreptul acesta să vorbească, foarte rar. Trebuie să ai fie autorizație de la nu știu mai cine să poți să discuți anumite lucruri. Nu există un spirit deschis de a studia cuvântul sau de a lăsa pe cineva să prezinte și ceva de genul acesta. De aceea este foarte greu uneori să pătrunzi cu, poate să zicem, adevărul în biserică. Cam atât am vrut să zic. Și atunci e normal ca, scuze, am vrut să termin, atunci e foarte greu ca păstorul acela sau eventual prezbiterii acelei biserici să te lase să vorbești. Acum am terminat. Da, mulțumim. Da, așa este. Din nefericire, nu. Asta este, nu mai este discuție liberă și așa mai departe. Deci, Deian a propus să mergem până la, cât ai zis, 16 sau... Da, până la 16. Și acest verset poate fi discutat puțin, 16. Domnul Hristos spune un adevăr foarte, foarte important aici. Mai am și alte oi care nu sunt din acest staul și pe acelea trebuie să le aduc și ele vor auzi vocea mea și va fi un singur staul și un singur pastor. Acest verset are clar o aplicație și astăzi. Absolut. Domnul Hristos are oi în toate bisericile, în toate religiile. Ba chiar cred că are oi asta și printre atei, care încă nu i s-a dus lumină, care încă nu i s-a dus vestea cea bună, care încă n-au înțeles Evanghelia. Și de aceea Domnul Hristos ne trimite nu ca să condamnăm oamenii, ci să predicăm Evanghelia. Deci eu de multe ori, pentru că mă deranjează și mă doare foarte mult atunci când văd frați cum, în mod special pe Facebook, folosesc cuvinte foarte urâte despre membrii altor biserici, în mod special pentru catolici, pentru conducătorii țării, pentru politicieni și mai departe. Nu, Domnul Hristos nu ne-a trimis să facem astfel de lucrare. Noi nu știm cine sunt aceste oi. Poate unii președinți de țări poate să fie între aceste oi. Poate unii prim-miniștri să fie printre aceste oi. Poate unii preoți să fie printre aceste oi. Poate unii cardinali din Biserica Catolică să fie printre aceste oi. Noi nu știm acest lucru. Dumnezeu ne trimis, sau Domnul Hristos, mai bine spus, pastorul cel bun ne trimite să ducem vestea cea bună altora.
judecata și condamnarea este partea lui. El judecă motivele oamenilor, judecă lumina pe care oamenii au respins-o, judecă păcatele, faptele, deci tot ce are legătura cu mântuirea omului, doar Domnul Hristos are dreptul să judece. Niciodată noi. Frate Ovidiu. Ceea ce ai spus, sunt de acord. Numai că mi-aduc aminte, a fost o predică a unui pastor în biserică și a folosit această expresie de oi la adresa unora care nu se vedeau oi și au sărit de fund în sus, cum s-ar spune, s-au simțit deranjați. Cum să ne numești pe noi oi? Ce, noi suntem oi? Adică atitudinea aceasta de oaie nu este acceptată astăzi. Probabil că vrem să fim capre, nu știu ce vrem să fim, dar nu oi. Oile înseamnă să urmeze așa ușor și blajin pe păstor, fără să comenteze, să așa. Deci, mi s-a părut foarte, când am auzit, bineînțeles, era pentru prima dată, era mai la începutul credinței, dar anumiți, să zicem așa, învățați din biserică, nu sunt de acord cu acest termen de oaie. Se simt deranjați dacă sunt numiți cu această descriere. Cam atât am vrut să spun. Cred că e neînțelegerea, pentru că dacă avem explicația de oaie și dacă am înțelege mai profund, chiar spune că Domnul Hristos a fost dus ca o oaie, adică tăcând. Totuși vedem că oile nu merg așa iurea după ori și ține. Cele care cunosc glasul păstorului se duc după păstor. Și vedem asta chiar și în viața reală, de zi cu zi. Dacă te duci la un cioban pe câmp, tu te duci și fluieri la oi, nici nu te bagă în seamă. Însă când el le strigă, acele oi deja au ciulit urechile, sunt atente și deja cunosc vocea acelui păstor. Deci nu sunt chiar atât de pleacă după capul lor. Aia nu înseamnă că sunt bătute în cap, să spunem mai dur așa. Ei, totuși, când se referă la oaie, și știm lucrul ăsta, și chiar dacă mă repet, îmi cer scuze, oaie este prin faptul că nu spune nimic, este blândă, nu este sălbatică, nu mușcă. Dacă mai sunt berbecuți din ăștia care împung, asta este. Dar în general, oaie este blândă, este blajină, este nu aduce, când te uiți la ea, nu aduce nicio frică, adică nu ți-e frică să stai lângă ea. De aceea Domnul Hristos a pus această, să zic, metaforă sau această analogie. Aș vrea totuși să nu ne scape și aș vrea să mă duc aici la, dacă tot s-a discutat, la versetul 15 și spune aici așa: așa cum mă cunoaște Tatăl, tot așa îl cunosc și eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru voi. Nu vreau să intrăm în divergențe, dar aici ar fi de, nu știu cum să zic, să nu fie jignitor, ar fi de bun simț să întrebăm: Domnul Hristos îl cunoaște numai pe Tatăl? Sau mai cunoaște și alte persoane ale divinității? Deci, pentru noi toate astea sunt o învățătură. Adică dacă o citim așa cum este scrisă Scriptura, ar trebui să ne întrebăm. Pentru că noi vedem că este aprobat, tot așa îl cunosc și eu pe Tatăl și îmi dau viața pentru voi. Și vom discuta data viitoare și vă las cu această întrebare și știu că este o discuție lungă și nu vreau să ne întindem. Vreau să încheiem. Totuși ar fi de bun simț să ne punem întrebarea: de ce numai ei doi? Da. Aceasta este o... Da. Ioan 17:3, Domnul Hristos spune foarte clar care este viața veșnică: să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care ai trimis tu. Deci nu pune o altă persoană care trebuie să fie cunoscută. Doar două persoane trebuie să fie cunoscute ca să avem viața veșnică, pe Tatăl și pe Fiul. Atât. Deci, da, spuneți. Sora Alin. Da, vreau să spun că Domnul Hristos ne cere să fim asemenea oilor, pentru că El ne este exemplu. El este mielul lui Dumnezeu. Este
modelul pe care El l-a ales și niciodată nu ne cere să facem ceva ceea ce El nu face. Și când ne cere să facem ceva, ne dă și puterea de a putea să facem. Nu ne trimite într-o lucrare fără a ne însoți și a ne da această putere. El este exemplul nostru, El este mielul și noi trebuie să fim asemenea Lui. Atât am avut. Mulțumim și pentru încheiere aș vrea să citesc un gând din Hristos, Lumina Lumii, la când dați ultima parte din Hristos, Lumina Lumii 13,2. Dumnezeu Tatăl a suferit împreună cu Fiul Său în agonia Ghețemanelor, în moartea ispășitoare de pe crucea Golgotei. Inima iubirii infinite a plătit prețul mântuirii noastre. Amin. Nu vreau să merg mai departe, dar vreau să rămânem cu acest gând și să medităm la acest, să medităm la această, ce a menționat și fratele Deian și ce am întrebat și eu vis-a-vis de versetul 15 și o să studiem în continuare. De aceea noi trebuie să rămânem la adevăr și să rămânem la Scriptură și chiar și Spiritul Profetic, după cum am citit, Dumnezeu Tatăl a suferit împreună cu Fiul Său. Deci ei doi au fost aceia care au suferit. Bineînțeles, au mai fost și îngerii, dar nu intrăm în alte. Lăsăm pentru data viitoare. Cu acest gând aș vrea să vă las. Mulțumim Domnului pentru că s-a îndurat de noi și suntem prezenți și am putut să studiem în cuvântul Său și sperăm să punem aceste cuvinte și în practică și să fim atenți la ceea ce ne spune Scriptura și să stăm la un, așa zis, stă scris și să, cum spune Scriptura, să nu trecem peste ceea ce este scris în Scriptură. Domnul să ne ajute la acestea și să, prin Duhul Lui cel Sfânt, să imprime aceste cuvinte și aceste discuții, să nu fie în van ceea ce discutăm și să putem să le aplicăm, așa cum a zis sora Alina, în primul rând în viața familiei noastre și după aceea celor din jurul nostru. Mulțumesc încă o dată pentru participare, Domnul să fie lăudat. Amin. Dacă ar vrea cineva să ne conducă în rugăciune, poate să fie unul sau chiar două persoane, vă rugăm să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm Domnului. Cine este îndemnat? Tatăl nostru, care ești în ceruri, Doamne, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, suntem adunați înaintea tronului Tău, Doamne, am fost împreună cu Tine să studiem, să ascultăm vocea Ta din cuvântul Tău, Doamne. Amin. Știm că Tu ești prezent prin Duhul Tău de câte ori Te chemăm, Doamne, și îți mulțumim pentru aceasta, pentru că Tu faci lucrul acesta pentru bunătatea și numele Tău cel Sfânt. Știm, Doamne, că nu este meritul nostru. Știm că Tu ne iubești așa de mult pentru că suntem copiii Tăi, pentru că ne-ai creat și ne-ai răscumpărat prin Fiul Tău și vrei să ne faci împreună moștenitor cu El. Amin. Noi îți mulțumim, Tată bun, pentru că ne-ai mai dat o zi de har. Am avut încă o zi în care ne-am întâlnit, ne-am bucurat, care ți-am adus slavă ție. Te rugăm, Doamne, și dacă am întristat fața Ta cu ceva, cu gândul, cu fapta, cu vorba, cu atitudinea, cu privirea, să ne ierți. Amin. Să ne conștientizezi mereu și mereu, Doamne, să pui înaintea ochilor și a minții și a inimii noastre ce e urât în fața Ta, să ne lepădăm, să ne dai Tu această putere, pentru că Tu ești gata să o faci, să lepădăm de la noi tot ceea ce nu este plăcut ție. Pentru că tot ceea ce Tu ne dorești este, de fapt, spre binele nostru. Și Tu vrei să ascultăm de Tine și să fim ai Tăi pe deplin pentru că ne iubești. Ajută-ne să înțelegem că iubirea Ta este singura putere din univers care poate schimba inima unui om. Amin. Și aceasta este cea mai mare minune. Ajută-ne să nu căutăm după alte minuni, după alte lucruri, ci să căutăm, să dorim și să trăim această minune fiecare personal. Ca să putem, Tată, să Te reprezentăm pe acest pământ, acolo unde Tu ne-ai pus pe fiecare, Doamne. Știu că fiecare avem lupta noastră, știu că cel rău nu doarme și ne cunoaște destul de bine, dar mai știu că Tu ai venit pentru cei păcătoși. Știu că sângele Tău
are puterea aceasta de a ne curăți și de a ne îndreptăți înaintea ta, Tată, sângele Fiului Tău. Și știm că Tu ai suferit împreună cu Fiul Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru aceasta și îți mulțumim încă o dată că încă ne dai har. Ajută-ne să-L folosim spre slava și gloria numelui Tău. Binecuvântează-ne pe toți. Rămâi cu noi în această săptămână. Și ajută-ne ca tot ceea ce facem, Doamne, să Te avem pe Tine în vedere. Ajută ca în fiecare zi să murim și Tu să fii viu în viața noastră. Eu nostru să fie răstignit în agonie, Doamne, să nu primească nimic. Pentru că știm că așa vom fi biruitori. Supunându-ne Ție, diavolul va fugi de la noi. Îți mulțumim încă o dată. Slăvit să fii, Tată, și Tu și Fiul Tău de acum și până în veci de veci. Amin. 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 Amin.